primar al municipiului Piatra Neamț, împreună cu această minunată echipă, o echipă de oameni care a confirmat de-a lungul timpului, fiecare a performat în profesia lui, pentru care astăzi se află aici, lângă mine, în calitate de candidați la Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț. Vrem să facem o altfel de politică. De fapt, noi vrem să facem administrație și nu politică. Suntem o echipă care va ridica mâna pentru cetățean în Consiliul Local, nu pentru partid. Suntem o echipă care, cu siguranță, va implementa elementele proiectului nostru de guvernare al orașului Piatra Neamț. Mai exact, ne dorim un oraș inteligent, un oraș care înseamnă apă, canal, drum, transport, absolut tot ce înseamnă mediu, colectarea și reciclarea deșeurilor, o viață mai bună, o îmbunătățire a calității vieții. Ne dorim un oraș verde, un oraș verde înseamnă până la urmă un oraș sănătos. Nu înseamnă doar panseluțe și câteva pietre pe bulevard. Ne dorim un oraș Lego, un Legoland. Asta pe termen lung, în 3-4 ani, orașul are nevoie de o nouă identitate. Orașul, dacă vrea să devină un oraș turistic, trebuie să se dezvolte printr-un brand, un brand special. Brandul Lego ne poate ajuta să devenim celebri în întreaga Europa, nu numai în România. Trebuie să gândim sus. Dragii mei politicieni și adversari din cealaltă partide, lăsați-ne pe noi, nemțenii, lăsați-i pe copii, lăsați-i pe cei în vârstă să viseze, să creeze, să-și facă orașul așa după sufletul lor, așa cum și-l doresc ei. Lăsați-ne cu toate sinecurile voastre, lăsați-ne cu dorința voastră de a vă conserva niște poziții. Pensionați-vă, un primar care 6 ani n-a făcut nimic și un viceprimar care n-a făcut nimic 4 ani de zile, ei doi vorbesc de schimbare, ei doi vorbesc de oprirea risipei banului public, mai bine ar sta acasă. Noi suntem echipa câștigătoare, suntem pro-România.